După aproape trei săptămâni în care au susținut antrenamente individuale la baza Politehnica numărul 2, cu respectarea protocolului elaborat de Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului, jucătorii echipei de fotbal Politehnica au intrat într-o vacanță scurtă. Reunirea lotului pentru startul efectiv al pregătirii noului sezon a fost stabilită pentru 1 iulie. Se intenționează în funcție de relaxarea măsurilor prevăzute pentru combaterea pandemiei de coronavirus și efectuarea unui cantonament. Clubul a anunțat despărțirea de Cherecheș, Motreanu și Săulescu. Reamintim că Politehnica a fost în clasamentul din momentul întreruperii acestui sezon pe locul 11 cu 32 de puncte și a fost echipa cu cele mai puține goluri primite din primele două eșaloane. Doar primele șase echipe, conform acestui clasament, vor continua sezonul. Ele vor disputa un play în manșă unică, iar în play vor intra cu puncte înjumătățite. Cele șase sunt UTA, CS Mioveni, Turis, Oltul, Turnul Măgurele, Fece Argeș, Petrolul și Rapid. Rămâne de văzut câte echipe vor fi în următoarea ediție a eșalonului secund și dacă se va reveni la două serii sau va rămâne formula cu serie unică.